Bun găsit la evenimentul nostru de astăzi, care marchează Ziua Culturii Naționale. Ziua Culturii Naționale este o sărbătoare națională. Ea are loc anual în România, pe 15 ianuarie, și are scopul de a promova cultura, arta și efortul academic. Ziua de 15 ianuarie a fost aleasă ca Ziua Culturii Naționale pentru că reprezintă data oficială de naștere a poetului național al românilor, Mihai Eminescu, și a fost stabilită prin lege în decembrie 2010. Iată că în acest an nu am reușit să ne regăsim la sediul ICR Tel Aviv și din motive de pandemie ne regăsim doar online. Aș zice însă că această sărbătoare poate să aibă, desigur, atunci când se poate, un aer festiv, un aer de sărbătoare împărtășită, dar când nu este posibil, cultura se poate face și în însingurare, căci în însingurare au scris, de fapt, mari scriitori. Eminescu și spiritul Junimii în climatul epocii. Întâlnirea cu Moses Gaster va fi prima intervenție din seara aceasta. O închinare în fața genului tutelar al culturii române, puncte de vedere, analize și idei, cu sprijinul a patru frunți de seamă ale culturii noastre. Întâi și întâi, domnul profesor Moshe Riedel va vorbi despre întâlnirea lui Eminescu cu Moses Gaster, apoi despre o comparație în viziunea eminesciană asupra folclorului și viziunea lui Moses Gaster va fi tema abordată de profesor universitar, doctor academicianul Jean-Jean Aschenazi. În sfârșit, domnul doctor Lucian Zevs-Herșcovici va vorbi despre un prieten al lui Eminescu din perioada ieșeană, iar din Iași, scriitorul și editorul Lucian Vasiliu, cel care ține treaz spiritul juninist astăzi, ne transmite un video. În încheierea serii noastre vom avea parte de un film documentar, Eu Eminescu, o producție recentă realizată de Cristina Chirvase și finanțată de Ministerul Culturii, de Muzeul Literaturii Române și de Institutul Cultural Român. Și acum o să încep să vi prezint pe invitații noștri. În primul rând, domnul Moshe Riedel, binecunoscutul filozof și cercetător israelian al Cabalei, originar din România, profesor de gândire iudaică la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Dânsul este autorul unor opere fundamentale de referință. Studiile lui Moshe Riedel sunt consacrate istoriei misticii iudaice, așa cum se reflectă ea în Cabala, în hasidism, în magie și legăturile ei cu ritualul religios și cu filozofia evreiască. Domnul Moshe Riedel a studiat evoluția gândirii mistice evreiești, începând din Antichitate și până în epoca contemporană. Este un autor de talie internaționale, ale cărei cărți au fost traduse în numeroase limbi. Intervenția dumneavoastră de astăzi ne onorează, înainte de toate, vreau să vă spun lucrul ăsta, și o vom urmări cu un foarte, foarte mare interes. Legătura dintre Moshe Gaster și Mihai Eminescu este bine documentată. Eminescu l-a introdus pe Gaster la Junimea. Gaster a tradus o poezie a lui Eminescu în germană, dar ce este mai interesant este faptul că Gaster a furnizat scheletul, se vede, al operei, capodoperei lui Eminescu, Luceferul. Asta este documentată din punct de vedere al lui Gaster, care a povestit cum el a luat o carte din alt cerc, nu la Junimea, și i-a dat-o lui Eminescu, care a exclamat foarte minunat. Așa a început Luceferul. Dar ce aș vrea eu să discut nu sunt amănuntele astea, care sunt detalii interesante, dar poate destul de efemere. Legătura între Gaster și Eminescu ar fi putut crea o sinteză interesantă între o cultură
evreiască și cultură română, în perioada lui Gaster au fost și alți savanți evrei de au contribuit o contribuție extraordinară la, la cultura română. Unul dintre ei este Lazar Șenianu, altul este Tictin, despre care vom auzi aici, și desigur Gaster, care a fost cel mai genial, poate, din toți savanții evrei care au apărut în România vreodată. Faptul că cei trei savanți evrei au intrat în cultura română este ceva foarte nou. Nu avem nimic paralel înainte de perioada asta de Gaster, dar succesul savanților români au fost, evrei au fost destul de trist. Toți au terminat, de fapt, în afara României, într-o perioadă foarte scurtă din momentul când ei au devenit faimoși în România. Și fiecare din ei și alții au avut o altă carieră în o altă cultură în afara României. Unul în Germania, unul în Franța și unul în Anglia. Gaster este singurul care a rămas fidel culturii românești și a continuat de a contribui la cultura română și după exilul din Anglia. Și, de fapt, el a dat poate colecția cea mai importantă a culturii românei gratis la Academia Română din București, ca un cadou. Deci, pentru cineva care a fost forțat să părăsească România pe loc, se spune, este un gest extraordinar de important. De fapt, momentul ăsta, când evreii au intrat pătruns în cercuri reacționare, ar fi spus, invadați cultura română, care este ultimele două decade a secolului XIX-lea, ar fi putut crea, de fapt, o altfel de deschidere a culturii românești. Ce mi se pare că a contribuit Gaster într-un mod mai general decât lucrurile pe care le-a scris, foarte importante, prin literatura populară română, și este faptul că el a venit cu o teorie care a fost deja discutată în România și după aia la Oxford, unde a devenit profesor, după care, de fapt, cultura europeană vine într-un fel de altul din Orient. Ce este Orient? Ceva foarte lung, din India până în Palestina. Dar asta este teoria lui de bază, care se află și în literatura populară română și devine și mai pronunțată mai târziu, când dă conferințe la Oxford. Dar asta a enervat, se vede, nervii culturali a lui Sturza, un ministru de cultură. Dar ce este interesant este faptul că Eminescu a devenit mult mai deschis către cultura indiană decât înainte. Deci știu că el a învățat despre asta și la Berlin și este foarte frumos documentat, dar Gaster a venit cu teoria asta nu numai în literatura populară română. El a citit cartea asta la Junimea. 2-3 ani înainte de a fost publicată, când era împreună cu Eminescu. Așa că un fel de deschidere care se află la Gaster spre o cultură orientală se poate vedea și în poezia lui Eminescu.
Din punctul ăsta de vedere, eu cred că este o contribuție care este puțin mai mult decât a furniza un text pe care Eminescu a exclamat că este minunat și așa a început, de fapt, Luceafărul. Dar aș vrea să termin cu o notă mai interesantă. Luceafărul Eminescu este, de fapt, un mit despre un înger căzut. Un înger care vrea să cadă, dar nu poate căde. Asta este, într-un fel, sumarul meu care îl dau la Luceafărul. Iperion ar vrea să fie jos, dar nu poate. Și drama este faptul că el nu înțelege de ce el nu poate, dar la sfârșit vede, este revelat, de fapt, de ce nu poate. Mitul îngerilor căzut este un mit foarte important în cultura evreiască. Nu numai textul pe care Gaster i-a dat. Asta este o parte esențială din scrierile evreiești din epoca celor de-a doilea templu. Cultura evreiască are, de fapt, câteva cărți atribuite lui Enoch, în care mitul îngerilor căzut este central. Eu m-am interesat în mitul ăsta tot timpul, dar numai în ultimii ani am început să scriu o carte foarte mare, foarte lungă, care nu a fost publicată încă, în ebraică, despre mitul ăsta, în care eu mă întreb simplu dacă eu sunt interesat în mitul ăsta din cauza lui Eminescu. Asta am știut mai înainte de mitul îngerilor căzuți, care n-aveam habar când eram în România, dar Luceafărul știam pe de rost. Gaster a avut o colecție de manuscrise extraordinară, poate colecția cea mai importantă privată de manuscrise ebraice și samaritiane și alte, și românești, da. În colecția lui de manuscrise, care se află astăzi la Manchester, este un text necunoscut despre mitul îngerilor căzuți. Eu cred că paralelismul ăsta între Luceafărul, un mit despre un înger care vrea să cadă și nu poate, și în literatura enohică, scrisă în începutul erei comune, ar fi putut crea poate un fel de dialog cu toate diferențele între ce a devenit, de fapt, creația cea mai importantă a culturii românești din punct de vedere literar și un mit de bază în cultura evreiască. Nu știu dacă o să termin cartea asta vreodată, că devine tot mai lungă, dar în cartea asta Eminescu apare de multe ori împreună cu Gaster. Asta am văzut acum când am verificat, să văd cum cele două persoane se află într-un fel de dialog, deși asta nu este subiectul cărții mele. Eu cred că după perioada asta, după exilul lui Gaster, Tictin, Șenianu și, de fapt, Bedelheim, Iacob Bedelheim, el i-a dat cartea lui Gaster, care Gaster i-a dat lui Eminescu. Nu mai exista un timp propice pentru un dialog care putea deveni foarte profund. Într-un fel sau în altul a fost o receptare rece a lui Gaster, care, deși a publicat în limba română ce a publicat, dar faptul că a trebuit să părăsească România este într-un fel un simbol a unei închidere a culturii românești, care numai acum încetişor începe să se schimbe.
Ei, nu vreau să fac acum tot felul de critici și la adresa lui Eminescu, și Maiorescu, și după aia Iorga, și HD-ul. Vorbim de Olinie și Sturza, nu vorbim acum despre Sturza. Oameni care au fost destul de deschiși, deși erau savanți interesanți, și nu au putut să aibă o deschidere. Vreau să menționez numai că Gaster povestește în memoriile lui că el l-a învățat pe Eminescu să citească alfabetul slavonic. Ceva foarte, foarte interesant, paralel cu ce a făcut Șenianu când l-a scris etimologia, dicționarul etimologic al limbii românești. A fost un moment în care evreii au vrut să intre în cultura românească și au avut un succes formidabil, dar foarte scurt. Și de atunci nu mai avem așa o galerie de savanți evrei care au contribuit într-un fel destul de dramatic, aș spune, al culturii românești și poate în viitor vom mai avea un fel de dialog între culturi în care prietenia sau legătura dintre Gaster și Eminescu poate simboliza un fel de întoarcere la un dialog mai profund. Mulțumesc! Nu credeam să învăț a muri vreodată. Purul tânăr, înfășurat în manta, ochii mei înălțam visători la steaua singurătății. Când deodată tu răsăriși în cale, suferința tu, dureros de dulce. Până în fund, băui voluptatea morții, neîndurătoare. Jalnic ard de viu, chinuit ca Nesus, ori ca Hercul înveninat pe hainăi, focul meu al stinge nu pot cu toate apele mării. De-al meu propriu vis mistuit mă vaiet, de-al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Pot să mai renviu luminos din el, ca pasăre fenix. Piară-mi ochii torburători din cale. Vino iar în sân, nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit. Este tulburătoare această interpretare a celui care a fost un mare actor al românilor, Adrian Pintea. De alminteri, el a interpretat într-un film un bulgăre de humă și personajul Eminescu. Este vorba despre Eminescu tot timpul. Cercetătorii scriu, cercetătorii se documentează. Cercetătorii sunt interesați de fiecare amănunt al vieții poetului, al operei sale, apar cărți din ce în ce mai multe și mai interesante, ceea ce este un fenomen important. Una dintre ele, remarcabilă, aș zice, este Eminescu, Ultimele zile la Timbul.
care este semnată de cunoscutul cercetător Nicolae Georgescu și care merge pe firul memoriei, merge pe o documentare de ani și ani de zile, încercând să descifreze ce s-a întâmplat în acele momente care au premers moartea lui Eminescu. Dar dincolo de asta, trebuie neapărat să ne aplecăm asupra rolului important, esențial, impresionant, ar zice, pe care îl are Academia Română prin conducătorii ei și prin marii ei cărturari de a publica opera eminesciană, opera care ne este redată, care este accesibilă. Sigur că noi uneori avem nevoie de poeziile lui Eminescu, alteori suntem interesați de iubirile lui, alteori de contextul epocii, mai ales atunci când se fac tot felul de paralele fascinante între epoca lui Eminescu, felul în care el a receptat-o, s-a implicat, a comentat-o, a fost părtaș și până la urmă victimă și ziua de astăzi. Un academician este al Academiei Române, un membru al Academiei Române este invitatul nostru, domnul profesor dr. Jean-Jacques Ashkenazi, cercetător în domeniul neuroștiințelor din Israel, autor a sute de articole, de publicații și cărți, multe dintre ele în limba română, dar și atent și pasionat comentator al culturii, al istoriei, în viziune pluridisciplinară, un atent investigator al domeniilor de graniță, un spirit umanist contemporan, cum inspirat spunea la un moment dat despre dumnealui președintele Academiei Române, istoricul Ioan Aurel Pop. Bună ziua, domnule profesor! Da, salut mâna! Dragă Cleo, am să-mi permit, înainte de a începe spusele mele, să consider că pentru importanța zi pe care o sărbăm astăzi, discursul profesorului Moshe Idel are un moment cu totul deosebit. Așa savant, savantul Moshe Idel anunță în urmă cu 8 minute că scrie o carte despre mitul îngerilor căzuți. În momentul acela, eu care acum în ultimul timp mă ocup mai mult de fizica cuantică, adică încerc să înțeleg neînțelesul, mă gândesc dacă acest anunț istoric pe care l-a făcut profesorul Moshe Idel nu este oarecum o relație materie-antimaterie similară cu dorința permanentă a omului de a nu muri. Acest mit al îngerilor căzuți care nu pot cădea este poate o antiteză interesantă. Eu țin să... Înainte de toate, cred că sunt convins că celelalte intervenții vor fi foarte interesante, dar față de acest anunț al profesorului Idel despre cartea care o scrie, cred că este un moment care trebuie accentuat în mod deosebit. Eu nu sunt poet și nu sunt lingvist, dar ca neurolog mi-am permis să declar că mă fascinează marile personalități, personalitățile de excepție, și la cererea dumneavoastră, doamnă Cleopatra Lorințiu, care văd că continuați să mă provocați, voi încerca să vorbesc astăzi despre Mihail Eminescu, Moses Gaster, folclor și timp. În ziua de 13 ianuarie, Academia Română a vernisat expoziția Traduceri în limbi străine din opera poetului Mihail Eminescu. Academicianul Răzvan Teodorescu, vicepreședintele Academiei, o secundă, da? Deci, academicianul Răzvan Teodorescu o spune: în cei 140 de ani scurși de la primele încercări, opera sa a fost tradusă în peste 50 de limbi,
cu mai multă sau mai puțină maestrie, căci așa cum remarcă Arghezi, lacătul limbilor nu poate fi descuiat cu chei străine, iar Eminescu nu este el decât în românește. Ceea ce vreau să remarc este încercarea mea umilă pe care am făcut-o în miercuri 2 octombrie 2019, când la deschiderea universității la Institutul Peter Pony din Iași, în ziua de 2 octombrie 2019, am prezentat conferința Ciudățenile minții omului și atunci am tradus în ebraică poezia La steaua. Această poezie am fost rugat de către studenți să o declam în ebraică și m-am bucurat de aplauze. Deci dacă între cele 50 de limbi fără cheie pe care Răzvan Teodorescu le-a enumerat nu există și ebraica, ceea ce sunt convins că există în ebraică foarte mult, dar și această poezie ar fi al 51. Între aceste traduceri, probabil că Luceafărul este cel mai frecvent tradus. Subiectul ales de mine pentru astăzi este folclorul și timpul pentru Mihai Eminescu și Moses Gaster. Bibliografia utilizată de mine a fost Mihai Eminescu, un exponent al romanticismului românesc de Mihai Ion Guran, necunoscutul Moses Gaster, editat în 2006 la Universitatea din București de doamna Măriuca Stanciu, și Romanian Bird and Beast Stories a lui Sidgwick și Jackson din 1915. Ceea ce este interesant de menționat este faptul că ce anume îi unește pe Moses Gaster și pe Eminescu. A zice dragostea de folclor. Eminescu și Gaster sunt două personalități enciclopedice universale, unul în poezie, altul în lingvistică, fac parte din aceeași generație. Ambii de cultură germană au găsit în folclor istoria, filozofia, ontogenia și ontologia înțelepciunii poporului român. Gaster a văzut în Eminescu un geniu poetic. Este adevărat, relațiile dintre Gaster și Caragiale au fost mult mai cordiale decât cu Eminescu. Dar folclorul lui Eminescu, împletit cu romantismul, strălucește în poezia sa. Folclorul lui Gaster, prin analiza sa științifică, îl transformă într-o mitologie a poporului român. Poezia eminesciană, împreună cu mitologia gasteriană, redau înțelepciunea populară ca pilde și fabule ale basmelor despre calul năzdrăvan, căpcăunul, cotoroanța, fata și muma pădurii, Ileana, Cosânzeana, Luceafărul, Pricolicii, Scorpia, Spiridușii, Stafiile, Făt Frumos, Uriașii, Vârcolacii, Zgripsuroaica, Zmeii, Păcală, Prăslea, Voinicu și Baubau. Eminescu este Prometeul care și-a împodobit patria cu lumina înțelepciunii poporului. La Luceafărul, despre care am auzit interesanta prezentare al profesorului Moshe Idel, care de altfel am găsit-o și eu în pagina 83 a ediției Victor Eschenazi despre autobiografia lui Gaster, Luceafărul, la care a lucrat 10 ani și care povestește că Gaster
i-a dat, după cum a spus deja Moșeide, nu mă mai repet, ziaristul Iacob Bettelheim. Gaster i-a dat lui Eminescu și acesta a spus ceea ce a povestit profesorul Idel și el scrie că așa s-a născut poemul lui Ceafăr. Acum, Gaster, pentru mine, neurolog, e un poliglot care citește și scrie în 8 limbi, între care ebraica și arameica. Pentru mine asta a fost ceva copleșitor. Este lingvist și filozof. Citind cartea sa, am citit această carte de la început până la sfârșit, Povestiri despre păsări și animale românești, eu consider, pentru mine Gaster, după ce am citit această carte care mi-a luat o mulțime de timp, am citit-o în engleză, este un ornitolog. Academicianul Marius Sala a scris în 1970 câteva cuvinte despre el. În discuțiile purtate cu Marius Sala până la terminarea vieții lui, acesta a ținut să-mi precizeze că relațiile dintre bazmul popular român și legendele talmudice sunt un adevăr scos în evidență de Moses Gaster. Acum, ca un exemplu, am să vă povestesc așa pe scurt pentru ca să mai degajez puțin atmosfera. Povestea Ciobanul, Șarpele și Regele Solomon. A fost odată ca în povești când Regele Solomon cel înțelept domnea peste popor, câțiva ciobani s-au adunat sub un pom în deșert și au aprins un foc ca să-și petreacă timpul. Când au plecat, spune poporul, nu s-a îngrijit să-l stingă și a continuat să ardă sub cenușe, pomul s-a aprins, a devenit o mare de flăcări și un șarpe care dormea sus pe creangă, în pericol, a început să sâsăie, să mâsăie, să țipe și cineva, un cioban, i s-a făcut milă, a tăiat o creangă lungă și l-a ajutat să se dea jos. Fără să se gândească că în urmă cu ani șarpele l-a trădat pe Adam, șarpele s-a salvat și cum a ajuns jos, s-a urcat pe gâtul salvatorului și a început să-l strângă ușor. Salvatorul i-a spus, zic, te-am salvat viața și tu mănânci? Și el i-a spus, pielea mea mi-e mai dragă și voi rămâne aici sus pe tine și nu te vei putea scutura de mine. Și atunci omul disperat a început să meargă de la un om la altul să ceară ajutor, s-a dus pe la judecător, s-a supus judecății până a ajuns în fața regelui Solomon, care în momentul când i-a văzut în fața lui, el a poruncit. Întâi vreau să jurați că veți respecta cuvântul. Au jurat și porma a spus, eu nu pot să judec unul pe pământ și unul de gâtul celuilalt. Amândoi jos pe pământ. Și când șarpele s-a dat jos pe pământ, regele Solomon a spus, a țipat la cioban și a spus, nu știi că pe șarpe nu ai voie niciodată să-l crezi. Și atunci ciobanul a luat o piatră, i-a spart capul șarpelui și dreptatea a fost făcută. Asta este una din poveștile de la pagina 325 a cărții. Acum o altă poveste de la pagina 229 este povestea dragostei turturicii pentru tovarășul ei de viață. Asta este, așa arată cartea, Romanian Bird and Beast Stories. Aceasta este judecata lui Solomon și aceasta este Turturica, soțul și soția Turturicii. Și imediat o să vă explic și care este poza aceasta interesantă a unei soacre din mitologie. În poezia populară română se povestește din tată în fiu
că atunci când își pierde tovarășul ei de viață, Turturica nu se mai asociază niciodată cu un alt tovarăș. Stă singură pe rămurelele copacilor, dar nu pe cele verzi și înalte dinainte, ci pe cele joase și dezgolite. Nu mai bea apă proaspătă, ci răscolește noroiul și bea apă tulbure. Iar când vede vânătorul, îi se dă cu veselie în speranța de a muri și a se duce lângă turturelul ei. Lacrima de Turturică, spune poporul, este cel mai puternic antidot contra vrăjitoriilor și blestemelor. Și în continuare, Moses Gaster adaugă bazmul cămășii lui Nessus. O mamă vitregă încearcă să omoare pe nora ei, dăruindu-i o cămașă otrăvită. Nora, cum o îmbracă, începe să slăbească și se simte rău. Tatăl însă revine acasă, înțelege cauza bolii, spală cămașa cu câteva lacrimi de turturea, sparge bestemul și tânăra își recapătă sănătatea. Aceste povești minunate sunt în cele 360 de pagini ale lui Moses Gaster. Un alt element care îi unește pe cei doi este obsesia timpului. O întâlnim la foarte mulți poeți romantici, Lălaca lui Lamartine, autant suspend ton vol et vous heures propices suspendez votre coule. La Eminescu, fuga timpului îl conduce la un dialog cu pădurea. Nu cu copacul, cu pădurea. Este fascinat de frunzele care cad de pe copaci, de păsările care îi părăsesc rengile în fiecare an și toate aceste schimbări în ciuda permanenței pădurii. Revedere, codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? Că de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut. Și de când m-am depărtat, multă vreme am umblat. Încete lege în codrule, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ. De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Trec în soluri rândunele, ducând gândurile mele și norocul meu cu ele. Și în Cătălin și în Fata din Grădina de Aur apar fascinanta sa, fascinarea sa pentru trecerea timpului. Acum, un cuvânt despre obsesia timpului la Moses Gaster. În cartea de povestiri despre păsări și animale, despre care v-am dat două exemple, la pagina 357, este o poveste care pune o întrebare. De ce au fost create muștele pentru a trăi numai o zi? Pentru a mă prezenta la această conferință pe care o auziți, am verificat pentru dumneavoastră adevărul științific. Muștele trăiesc cam 30 de zile, după care mor. Dar există o specie de muște care sunt numite mayflies, cu două perechi de aripi foarte subțiri, de 2-3 mm lungime, galbene sau chiar clare, sunt insecte acvatice care sunt atrase de lumină, trăiesc la oaltă și tulbură mult viețuitoarele din jur. Masculii mor după împerechiere, iar femelele mor după ce și-au depus ouăle. În total, trăiesc 24 de ore. Poporul se întreabă, la ce folosește o viață de o zi? Și tot el răspunde, pentru ca să-l tortureze pe Titus cel rău și de dragul puieților corbiului care îi mănâncă. Un cuvânt despre cei desparte, pe Eminescu și pe Gaster. Eminescu a exprimat
o intoleranță etno-religioasă constantă, care, la deosebit de toleranța etno-religioasă scoasă în evidență de descoperirea influențelor apocrifice iudaice din Zohar, Kabbalah, Midrash și Talmud, găsite, descrise de către Moses Gaster. Interesant este un lucru pe care l-am citit în cartea lui Măriuca Stanciu, și anume faptul că Barbu Pietricei cu Hașdău, a cărui intoleranță etnico-religioasă a fost extrem de proeminentă, mulți speculează complexul etnic al lui Barbu, care a avut o bunică din partea tatălui Alexandru, care era evreică, și în ciuda complexului etnic și a tragediei morții frumoasei și înțeleptei sale fiice Iulia la 18 ani, Hașdău a fost atât de impresionat de personalitatea lui Moses Gaster, încât l-a sprijinit, după cum o evidențiază Măruca Stanciu în cartea ei. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim, domnule profesor. Pregătiți-vă că aveți aici niște întrebări. Da. Vreau să vă spun că suntem în legătură cu mulți prieteni ai Institutului Cultural Român, care ne scriu mesaje, ne pun întrebări, ne sună pe telefoane. Iată, de pildă, doamna Veronica Rosenberg îi pune domnului profesor Idel două întrebări. Dacă îmi permiteți, domnule profesor Idel, și după aceea o să adresez și întrebarea pentru domnul Ashkenazi, dacă dânsul este, domnul profesor Idel? Da, da, este, îl vedem. Da, da, eu nu-l văd, da. Deci doamna Veronica Rosenberg întreabă așa: cine au fost ceilalți doi savanți evrei la care vă referiți și pe care îi numiți că ar fi fost savanți evrei din cultura română? Prima întrebare. Și a doua, mai am o întrebare, domnule profesor Rieder. Dumneavoastră susțineți că Eminescu ar fi fost influențat atunci când a compus poemul Luceafărul de mitul Îngerului Căzut. Încercați să dovediți această presupunere în cartea dumneavoastră? Dacă ne aude domnul Moșe Idel. Ok. Am menționat numele. Numele este Tictin, despre care... O să vorbească domnul profesor Herșcoviș, da? Da? Și Șaineanu, Șaineanu. Și Șaineanu. Probabil că nu a auzit doamna Veronica Rosenberg de la Haifa. Și a doua, dacă încercați să dovediți această presupunere în cartea dumneavoastră. Eu nu cred că trebuie să dovedesc ceva. Pentru că studiile făcute despre Eminescu acceptă ideea că vorbim despre îngerii căzuți. Nu trebuie să dovedesc nimic. Asta este acceptat despre tot. Pe mine mă interesează că este legătura între teoria lui Gaster, că a existat o idee de bază în mistica evreiască despre îngeri căzuți, care 100% e la dreptate, și faptul că avem cineva care vorbește despre un înger care nu poate cădea. Asta mă interesează, să dovedesc că Luceafărul vorbește despre înger căzut, asta este clar din poem. E scris înger acolo, de fapt scris doi îngeri, unul alb și unul întunecat, de fapt. Asta nu trebuie dovedit, asta este clar și asta este acceptat de fiecare. Pe mine mă interesează, de fapt, care este specificul lui Eminescu. Un înger care vrea și nu poate cădea. Asta se mă interesează pe mine la Eminescu. Texte despre înger căzut, am 500 de pagini de texte. În texte cabalistice, asta nu este nicio problemă. Dar interesant este că pentru mine, care am început cu Luceafărul, am devenit interesat în mitul îngerilor căzut, care nu trebuie dovedit nici în
iudeiți, nici un Lucifer. Asta este acceptat. Pe mine mă interesează un fel de dialog. Ce a făcut Eminescul cu mitul? Că el a cunoscut mitul ăsta, este clar. Se află și în cultura creștină. Nu așa de mult, dar se află și aveți în, de fapt, în decadele recente, două, trei cărți despre astea în limba română. Asta este un mit foarte, foarte cunoscut în general, nu numai Gaster. Eu cred că eu am găsit o mulțime de texte noi, necunoscute, manuscrise, inclusiv în manuscrisele lui Gaster, care n-au fost publicate și n-au fost cercetate. Așa că eu mă uit la mitul ăsta pe un parcurs de aproape 2000 de ani, în care Eminescu este sfârșitul. Eu nu trebuie să dovedesc că Luceafărul vorbește despre un înger căzut care vrea să cadă. Asta e clar. Când se duce la Dumnezeu și spune eu mi-e sete de repaus, el vrea să cadă, dar nu poate. Vă mulțumesc mult de tot în numele nostru și al doamnei Rosenberg. Acum, pentru domnul profesor Ashkenazi, domnul Yossi Avni vă întreabă așa. Domnule Ashkenazi, vă mulțumesc pentru ce ați povestit despre Moses Gaster. Gaster a scris în ebraică și dacă da, ce a scris? Răspuns asupra listei biografice în ebraică a lui Moses Gaster, mă angajez eu și sper și domnul Lucian Zeferșcovici să mă ajute, îi voi trimite lista cu cea mai mare plăcere. Ceea ce consider însă că este important ca să adaug la această listă pe care o voi trimite de publicații este faptul că în prelegerea sa, domnul profesor Moshe Idel a vorbit despre, aș zice, a încercat să contureze un tip gasterian al intelectualului evreu. Adică sper că Moshe mă aude acum ce spun. Da, eu te aud. Da, și vreau să spun așa, el când vorbește de tipul gasterian, vrea să spună un intelectual, un cărturar evreu care a fost obligat să plece din România la vârsta de 29 de ani și rămâne fidel României până la sfârșitul vieții lui. Acest tip gasterian, eu nu vreau să dau dovadă că sufăr de o boală care se cheamă paranoia, dar vreau să spun că eu care am plecat la vârsta de 42 de ani din țară și continui să public în românește și să păstrez cu sfințenie legătura cu școala Gheorghe Marinescu, eu ca medic evreu consider că mă pot încadra în acest tip gasterian pe care astăzi l-a descris Moshe Idel. Ce părere ai, Moshe? Da, asta a fost o încercare foarte interesantă în sfârșitul secolului XIX. A fost o altă încercare în începutul anilor 30 cu Mihail Sebastian și alții. Nu numai Sebastian, dar Sebastian este mai cunoscut. Și totdeauna rezultatul a fost negativ. Da. Numai Sebastian. Sebastian a făcut un efort mare de a da un fel de profil intelectual evreu-român fără să amestece cele două culturi. Dar critica literară română după ce a scris cartea ultima sa carte, care a fost publicată după moartea sa, are o anumită reținere față de acest tip sebastianic de intelectual evreu, care a dorit cu toată puterea ființei lui să devină român și nu se devine român, se devine și evreu și român. Nu, să fie recunoscut ca intelectual român.
Da. Mă faceți să adaug un vers eminescian la această discuție strălucită între doi oameni străluciți. Vis a fost viața noastră, iar norocul nostru vânt. Acum este rândul lui Lucian Vasiliu, poet de valoare, critic și istoric literar, junimist. El păstorește acum spiritul junimist la Iași, alături de mulți alți scriitori. Iașul reprezintă un mare centru de cultură al României. Lucian Vasiliu este autor al unui număr impresionant de studii, multe din ele sunt axate pe fenomenul junimist, cel care a catalizat izbucnirea marilor scriitori români. El a fondat și coordonează și revista Scriptor, un proiect important care a început atunci când noi am aniversat centenarul național unionist al României. Cu zile mâinele să adaugi, cu azi viața ta o scazi și astfel în zile eminescene, chiar în miezul parcului mitologic Copou din Iași și Junimii de odinioară, vă prezentăm în câteva secvențe trei registre eminescene ale contemporaneității noastre. Mai întâi, revista editurii Junimea, Scriptor, pe care noi am pornit-o de 15 ianuarie, anul de grație 2015, cu prezentarea ei la Zilele Eminescu și Premiile Naționale Eminescu de la Botoșani, de la Memorialul Eminescu Ipotești și de la Mănăstirea Vorona, pe unde au trecut și parte din creștinii din familia eminesciană. Revista Scriptor deschide totdeauna anul editorial cu sugestii de noutăți, cărți la editura Junimea, dialoguri, preocupări de lingvistică, istorie, traduceri, adnotări, comentarii, premiile naționale dedicate familiei Negruții, familie care a avut o continuitate de circa 200 de ani în istoria literaturii române și știm bine cum vorbi literare Iacob Negruții, tânărul Eminescu, student la Viena, debutul lui Mihai Eminescu, eșenizarea lui Mihai Eminescu. În acest număr proaspăt din revista Scriptor, care apare de 6 ori pe an cu numele duble, avem secvența dedicată lui Eminescu, secțiune onorată în acest număr dublu de un foarte bun profesor, scriitor, universitar, clujanul Constantin Cubleșan, care a și apărut în colecția celebră eminesciană. Constantin Cubleșan scrie despre defăimarea lui Eminescu, nu intru în detalii, revista va fi în curând în toată lumea, transmisă online, va fi prezentă în librării, la evenimente culturale, colocvii, întâlniri tradiționale dedicate culturii naționale, dialogului cu celelalte culturi, limbii române. Al doilea text dedicat lui Eminescu este semnat tot de un universitar cu preocupări vechi noi dedicate lui Eminescu. Profesorul Doru Scărlătescu de asemenea a apărut în colecția eminesciană. Urmează să apară cu o nouă carte acum în primăvară. Și al treilea text ne-a fost oferit de domnul Lucian Zeev Herșcovici la recomandarea doamnei profesor Livia Cotorcea. Domnul Lucian Zeev Herșcovici ne-a trimis două texte substanțiale. Unul apare acum, Eminescu, publicist și poet, Evrei în opera lui publicistică și literară. Și al doilea text va apărea în numărul de vară, numărul 5-6 al revistei Scriptor, când de asemenea dedicăm o secțiune a revistei lui Eminescu, Junimii vechi, maiorescene, Ion Creangă, Slavici, Caragiale, Contax, Xenopol, Labrior, Filipide, Adex, Xenopol, încă o dată,
și secretariatul perpetu al lui Iacob Negruzi. Revista Scriptor este o revistă de imagine a autorilor și cărților care au apărut și apar în spațiul editorial Junina. Editura Junina, care a pornit în entuziasmul anilor 1968-1969, care are continuitate, care propune 22 de colecții și din aceste 22 de colecții, istorie, medicină, traduceri, lucrări de doctorat, calitate în general, cu promovarea autorilor tineri, a creativității contemporane, dar și a dialogului, spuneam, cu alte culturi, Editura Junina are colecția celebră Emineșiana, care a ajuns la numărul 103, pornită în 1974, director al Editurii Junina era atunci scriitorul foarte tânăr și dinamic, Mircea Radu Iacoban, coordonator de colecție din 1974, a fost profesorul istoricul literar Mihai Drăgan de la Universitatea Veche Ieșan. Între timp, rafturile dedicate operei emineșiene s-au dezvoltat într-un chip deosebit, puține culturi, literaturi ale lumii, pot să spună, da, unul din marii noștri scriitori beneficiază de 100 de cărți dedicate operei lui, biografiei lui, polemicilor care privesc viața și opera unui scriitor, unui cărturar, unui caracter. Cele mai recente doar vi le prezentăm, numărul 100 din colecția Emineșiana, e o ediție realizată de academicianul Mihai Cimpoi de la Chișinău și e un Eminescu special, inedit în mare parte, un Eminescu adunat de academicianul Mihai Cimpoi din toată opera, corespondența, textele risipite prin gazetele vremii ale lui Titu Maiorescu. De altfel, Mihai Cimpoi e și coordonator relativ recent, în ultimii ani, ai colecției Emineșiana împreună cu academician Eugen Simion și domnia sa cu cartea Proza lui Eminescu reeditată, cartea apărută inițial în 1964, actuală și astăzi, a apărut în colecția prestigioasă Emineșiana, Simona Modreanu, profesor universitar, colaboratoarea noastră pe capitolul de dialog cu celelalte culturi ale lumii, Teodor Codreanu de la Huș, Valentin Coșeanu, care a fost un timp bun, consistent, director cercetător al memorialului Eminescu de la Ipotești și care de asemenea pregătește o nouă carte despre Eminescu și contemporanii lui, mai ales juneța lui Eminescu, student la Viena, Berlin. Numărul 101 în Emineșiana, o teză de doctorat recomandată de prietenii culturali universitari de la Târgu Mureș, autoare Maria Cozac. Multe din aceste cărți au primit și diferite premii consistente, serioase, plauzibile la nivel național. Cea mai recentă, numărul 102, semnată de Adrian George Sahlean, stabilit în Statele Unite, unul din cei mai buni traducători în engleză ai operii poetice emineșiene. Anul acesta avem alte cărți valoroase în curs de editare. Pe lângă celebra colecție emineșiana, de 4-5 ani, am pornit o nouă colecție, Emineșiana Bibliofil, Eminescu, poezie, traduceri în străine. Primul a fost în franceză, datorat botoșeneanului profesor Emmanuel Marcu,
Am continuat cu Eminescu în italiană, traducere Geo Vasile, Eminescu în germană, traducere Christian Wilhelm Schenk, Eminescu în limba polonă, traducere Nicolae Mareș, excelența sa de odinioară, un foarte bun ambasador și al dialogului cultural mai vechi și mai noi, nou, Polonia-România, România-Polonia. Și cel mai recent este Eminescu în limba rusă, un efort de o viață al doamnei profesor Elena Loginovski, Catedra de Rusă de Odinioară a Universității Vechi din București. Un scurt intermezzo, catalogul editurii Junimea, cine dorește îl poate comanda sau deschide site-ul instituției, online ne ajută să comunicăm în toate cele patru puncte cardinale ale spiritualității planetare, catalogul care e oglinda activității editurii Junimea în toate cele 22 de colecții. Mă apropii de Iași lui Eminescu, în formula veche a colecției Meșiana, Eugen Ovinescu, o ediție realizată de regretatul cercetător Ion Nuță, e numărul 37, Eugen Ovinescu despre Mihai Eminescu în fel și chip, unul din capitole, e, cred, din punctul meu de vedere, cel mai serios și, în același timp, sensibil ca număr, ca formulă de situarea lui Eminescu în Iași și Junimii de odinioară. Iași și primatul spiritual al lui Eminescu. Îl recomand celor care vor să afle mai multe lucruri despre episoadele prin care a trecut Mihai Eminescu în Iași și Junimii. Aș spune pe scurt, într-un minut final, Eminescu este inepuizabil. Cred că este încurajator acest mesaj primit de la Iași, care dovedește cât de prezent este în lumea culturală și editorială Mihai Eminescu. Importanță pătrundem opera eminescenă, care este enormă. Deopotrivă, să o analizăm în contextul epocii, să înțelegem de ce anume Eminescu este geniul tutelar al culturii române, dar în funcție de locul în care suntem. Și noi suntem, iată, aici, în Israel, de lumea căreia ne adresăm, există și o specificitate a interesului. În ceea ce a vorbit Lucian Vasiliu înainte, l-a pomenit pe domnul Lucian Zev Herșcovici, care este un colaborator constant și fidel al publicațiilor de cultură din România. El este omul cărții, cum îi spunem noi aici, căci a lucrat vreme îndelungată la Biblioteca Națională din Ierusalim și este autora numeroase studii și cercetări istorice, a plecat cu devotament asupra istoriei evreilor români și un mare cunoscător al relațiilor culturale România-Israel de-a lungul anilor. Așadar, tema pe care am înțeles că o va aborda o domnia sa astăzi este una adaptată, este una care va interesa în mod deosebit israelienii și cei care vorbesc limba română, israelienii cu origini românești de aici. Și ea are legătură cu o prietenie a lui Eminescu. Domnule Herșcovici? Mulțumesc, doamna Laurențiu. Aș vrea, înainte de a începe comunicarea pe care am vrut să o prezint, vreau să adaug câteva cuvinte despre traducerile din opera lui Eminescu în limbile ebraică și idiș. Ce înseamnă, la ce mă refer? La poemul Luceafărul. Luceafărul a fost tradus în ebraică de către Yoshua Tanpai în 1954, într-o ebraică foarte literară, asemănătoare cu ebraica biblică. Ulterior a fost tradus de poeta Ahuva Bat-Hana
într-o ebraică ce combina stilul și gramatica biblică cu ebraica modernă și a treia oară a fost tradus de către poetul Tommy Sigler într-o ebraică israeliană contemporană. Iar în limba idiș, o traducere importantă este a poetului Meir Haratz. Ceea ce este foarte interesant în aceste traduceri e faptul că poeții traducători, pentru că nu-i pot numi numai traducători, ci poeți traducători, au căutat să adapteze elemente din mistica creștină la mistica iudaică. Lucru care se reflectă cel mai mult la Joshua Tanpai și la Meir Haratz. Parafrazând cuvintele domnului profesor Moshe Idel și ale domnului academician Jean-Jacques Ashkenazi, aș îndrăzni să spun aceasta oarecum ca o glumă, că mitul îngerului care vrea să cadă și nu poate, mitul acesta iudaic, ebraic, a trecut la Eminescu și în felul acesta a pătruns în literatura română și de la Eminescu, prin traducerea poemului în limbile ebraică și idiș, a revenit în cultura ebraică, de data aceasta într-o formă reînnoită prin intermediul poemului eminescian. Să trec însă la tema la care am vrut să mă refer. Un prieten al lui Eminescu a fost Haiman Hariton Tictin. Haiman Hariton Tictin a fost un maschil, un adept al mișcării de Ascala, diferit de ceilalți. Moses Gaster era născut la București, Lazar Șeineanu era născut la Ploiești, Haiman Tictin era născut la Breslau, în Germania de atunci, astăzi Wroclaw, în Polonia, fiul rabinului ortodox al orașului Breslau, Gedalia Tictin, într-o familie care a dat predicatori și comentatori ai Bibliei ebraice și de asemenea autori de studii religioase, familia l-a destinat carierei rabinice. Tatălui era Gedalia Tictin, renumitul rabin al orașului Breslau. Acest rabin ortodox al orașului Breslau, care ajunsese la un fel de acord tacit, acord gentlemanic cu evreii reformiști din Breslau, ca să nu se atace reciproc, a constatat că fiul său a devenit maschil. Fiul, în afara faptului că a învățat Tora și știa perfect limbile ebraică și arameică, a învățat și la un liceu clasic în limba germană, învățând perfect limbile latină și greacă veche. A terminat liceul. Ce era să facă? Familia au preferat să-l îndepărteze de Breslau din motive de, așa zisă, onoarea familiei ortodoxe. Și i-au găsit o mireasă la Iași, fiica unui om de afaceri, Meyerhofer, om de afaceri prosper, și l-au trimis la Iași. La vârsta de 20 de ani, Haiman Tictin, care nu știa măcar un cuvânt în limba română, dar știa bine limba latină, de asemenea limba franceză, a ajuns la Iași. La Iași
a fost destinat să fie fabricant de scaune. Era o fabricuță mică în care el lucra împreună cu un lucrător sau poate mai mult. A trebuit însă, a decis însă să învețe limba română. Și a avut nevoie de un profesor care să știe perfect limba germană. Și acest profesor a fost Mihail Eminescu, care știa perfect limba germană, învățase la Viena, învățase la Berlin. Erau amândoi de aceeași vârstă, născuți în 1850, și au devenit prieteni. Eminescu, profesorul de română al lui Tictin, a constatat că Tictin face fișe cu toate cuvintele pe care le învață și notează toate explicațiile cuvintelor. Și s-a gândit atunci, e păcat ca băiatul ăsta să rămână un fabricant de scaune la Iași. Mai bine să învețe la universitate și să fie filolog. Ceea ce s-a întâmplat în cele din urmă. Sub influența lui Eminescu, Tictin nu numai că a învățat bine limba română, dar a început să participe la cursuri la Universitatea din Iași și a continuat să se îndrepte spre acest domeniu, filologia, după ce Eminescu a părăsit Iașul și s-a mutat la București. Tictin a rămas la Iași. Și rămânând la Iași, și-a făcut doctoratul prin corespondență la Universitatea din Leipzig despre filologia limbii române. În prealabil a debutat la revista Convorbiri Literare cu un studiu despre morfologie în limba română. A continuat după aceea să cerceteze lingvistica română în cadrul lingvisticii romanice și a ajuns să publice studii care au atras atenția în străinătate. A devenit și editor al unei reviste de filologie la Iași. În cele din urmă, de fapt, datorită influenței puternice pe care Eminescu a exercitat-o asupra lui, Tictin a decis să compună un dicționar român-german și a început să lucreze la acest dicționar român-german. A durat circa 25 de ani până a scos cele trei volume care în anul 1985 au fost reeditate în Germania și în România de către filologul Paul Miron și acest dicționar era considerat încă o lucrare de valoare, încă foarte util și deși era deja un dicționar istoric. Ce s-a întâmplat mai departe? Tictin era absolvent al liceului clasic din Germania, nefiind absolvent al unui liceu românesc, cu bacalaureat românesc, nu putea primi o permanență la un liceu ca profesor de latină. A funcționat ca profesor de latină la câteva licee din Iași. În mod paralel, deoarece Tictin avea nevoie de gramatici vechi și alte manuscrise vechi importante pentru cercetarea filologică aflate în posesia mănăstirilor, i-a venit foarte greu inițial să primească aceste manuscrise fiind evreu. Era tratat cu reticență de către staroștii mănăstirilor. Ce să facă? A decis în cele din urmă să se convertească la creștinismul ortodox. S-a convertit la creștinismul ortodox, dar a rămas în legătură cu comunitatea evreiască, mai ales că soția lui și fiicele lui nu s-au convertit la creștinism. În cele din urmă a plecat
în Germania, devenind lector de limba română, lector onorar de limba română, la Universitatea din Berlin. Și la Universitatea din Berlin, el era de fapt cetățean, inițial cetățean prusian, după aceea toți cetățenii prusieni au devenit cetățeni germani, el era cetățean german. A putut să schimbe cetățenia germană cu cetățenia română. A putut să obțină cetățenia română și datorită faptului că socrul său era printre cei care au primit cetățenia română în 1878-1880. Dar nu a făcut acest lucru, a rămas cetățean german, a plecat în Germania, se pare, cel puțin din ceea ce am citit în cadrul biografiei lui realizată de regretatul profesor Ionel Rizescu și dintr-un volum publicat acum circa 15 ani de Academia Română sub conducerea profesorului Mihăilă și sub conducerea profesorului regretatului profesor Alexandru Cezar Ionescu, care era căsătorit cu o strănepoată a lui Tictin, că de fapt se pare că după revenirea în Germania, el nu a avut nicio legătură cu familia rămasă în Germania. Probabil că acest lucru era din cauza convertirii lui la creștinism. Familia era ortodoxă. Da. Ce s-a întâmplat? Totuși, după câte am observat în catalogul Bibliotecii Naționale din Ierusalim, există și un catalog al bibliotecii tatălui său, rabinul Gedalia Tictin, apărut în mod paradoxal în 1886 la Iași, înainte ca Tictin să treacă la religia creștină. Probabil că acest catalog a fost pregătit, sau cel puțin fiul a avut grijă să fie publicat în onoarea tatălui său. Tatăl decedase cu un an înainte. Ce s-a întâmplat însă în Germania nu este clar. Din afirmațiile regretatului profesor Alexandru Cezar Ionescu, însă fără nicio bază reală, scrisă, ceea ce și dânsul îmi spusese la timpul respectiv, se pare că Haiman Hariton Tictin devenise Hariton prin convertirea la creștinismul ortodox, se pare că s-ar fi convertit în Germania la creștinismul catolic. Ceea ce știm este că la începutul perioadei interbelice a publicat un volum, comentariu, la cele două cărți ale lui Samuel, Kitvei Shmuel, Sifrei Shmuel, la editura Vandenhoek und Ruprecht, bastionul catolicismului intelectual din Germania, editură de la Göttingen, și însă în cadrul unei serii editată de doi profesori universitari de studii orientale și doi profesori universitari de teologie, unul din ei fiind Bultmann. Dacă Tictin a avut inițiativa de a scrie această carte sau i s-a cerut, nu știu. Probabil că nimeni nu știe, nu există informații în acest sens. Dar ceea ce știm în legătură cu publicarea acestei cărți, cu această carte, este că e un comentariu catolic, dar aș spune un comentariu catolic științific, nu tocmai religios, bazat pe texte latine, dar și pe texte grecești, precum și pe texte și ebraice și arameice, cuvintele ebraice și arameice fiind explicate de Tictin în limba germană și în limba latină. Domnule profesor, domnule, da. Sunteți o sursă. A fost premiat de Academia Română, a continuat să trăiască în Germania,
i-a fost foarte greu timpul primului război mondial, întrucât totuși locuise în România mult timp și nu mai primea bani din România, fiind țări beligerante. În cele din urmă a vizitat România în 1920, pentru, în 1919, pentru ca să primească bani să publice ultimul volum al dicționarului, a primit, dicționarul a fost publicat, a primit premiul Academiei Române, a revenit în Germania și în Germania inițial a continuat să predea, după aceea, în cele din urmă, a ieșit la pensie. Dar spre nenorocul lui și al tuturor evreilor din Germania, Hitler a preluat puterea în Germania în 1933. Pensia lui Tichtin, considerat evreu, deși era convertit la creștinism, a fost anulată, a trăit ultimii 3 ani din viață în sărăcie, iar fiica lui, pe baza testamentului lui, a transmis Academiei Române arhiva și biblioteca lui. Fiica aflată în Germania, dintre fiicele lui, Gertrude Tichtin. Altă fiica lui, apropo, a întemeiat la Galați o școală evreiască pentru fete și a fost activă în viața obștei evreiești din Galați. Tichtin a respectat memoria prietenului său toată viața. Care a fost sfârșitul lui Tichtin în ultimă instanță? La Academia Română, tocmai Academia Română a fost cea care i-a cinstit memoria prin persoana lui Nicolae Iorga. Vă mulțumesc, cer scuze pentru că poate am prelungit. Vă mulțumesc și eu, domnule Herșcoviș, sunteți o sursă nesfârșită de informație, așa cum o faceți cu atâta bunăvoință și gentilețe, de câte ori sunteți invitatul Institutului Cultural Român din Tel Aviv. Apropo chiar de aceasta, da. aș dori să mai adaug încă ceva. A existat și un scriitor ebraic, probabil influențat sau apropiat oarecum de Junimea, deși s-a aflat o perioadă scurtă în România, iar cartea lui cea importantă despre evrei din România a scris-o după revenirea lui în Galiția, David Ishayahu Zilberbush. Influența junimismului se vede prin faptul că are o nostalgie față de perioada domnitorului Grigore Chica. Vă mulțumesc din nou! Le mulțumesc distinșilor invitați, le mulțumesc celor care ne-au urmărit, se termină evenimentul nostru, iar în final vă vom invita să vedeți filmul care pune în valoare arhiva imagistică, foto și video a perioadei istorice în care a trăit Mihai Eminescu, traducând astfel istoria într-un limbaj, ca să zic așa, accesibil tuturor, această producție din anul 2021, semnată de Cristina Chirvasie. Să terminăm această seară sub semnul gândului la geniul tutelar al culturii române, dar și la cultura noastră, la cultura românească în general. Vă mulțumesc, pe curând! Astăzi, 20 decembrie, anul 1849, la 4 ceasuri și 15 minute evropenești, s-a născut fiul nostru Mihai. Așa stă scris în notița biografică a căminarului Gheorghe Eminovici din Ipoteștii Botoșaniului. Consemnarea era făcută după calendarul cel vechi. Literatura română a reținut însă data de 15 ianuarie 1850 ca fiind cea a nașterii celui de-al 7-lea copil al familiei Eminovici, cel care s-a dovedit a fi geniul care a marcat întreaga noastră istorie literară și, deopotrivă, și pe cea europeană. Opera sa, care însumează 46 de volume, cu aproape 14.000 de file, a intrat în circuitul universal prin traduceri în peste 150 de limbi, cu ecouri în 250 de țări.
prezența numelui lui Eminescu în publicații și dicționare enciclopedice prestigioase, cum ar fi cele apărute în cadrul UNESCO, dar mai cu seamă locul pe care îl ocupă în studiile monografice și de literatură comparată, confirmă universalismul operei sale. Fără tăgadă, opera eminesciană este actul de identitate universală a neamului românesc, așa cum spunea criticul și istoricul literar Vladimir Străinu, iar autorul ei un model, un erou civilizator deschis către viață, către țara sa și către universul întreg. Părinții, Gheorghe, un țăran vrednic din nordul Moldovei, și Raluca, fiica stolnicului Vasile Iurașcu, originar din Hotin, l-au crescut pe Mihail, așa cum a primit numele la botez, în mijlocul naturii, într-o libertate totală. Această stare avea să o evoce poet fiind cu adâncă nostalgie în multe dintre poeziile de mai târziu. Această libertate este piatra pe care Eminescu și-a construit întregul său univers poetic, iar temele și motivele esențiale, raportul cu cosmosul, cu timpul, cu istoria și natura, se vor plia perfect pe romantismul înalt la care a aderat. Și dacă ramuri bat în geam și se cutremur plopii, e ca în minte să te am și încet să te apropii. Și dacă stele bat în lac, adâncui luminându-l, e ca durerea mea s-o împac înseninându-mi gândul. A urmat două dintre clasele primare la Școala Superioară din Cernăuți, cu rezultate excepționale la început. Mutat apoi la Obergymnasium din același oraș, evoluția lui școlară va intra în impas, părăsind cursurile în 1863 ca privatist. O situație dificilă care dezvăluia începutul unui destin aparte. În anul 1864, la doar 14 ani, Mihail a solicitat Ministerul Învățământului din București o subvenție pentru continuarea studiilor sau un loc de bursier. Însă răspunsul a fost negativ. În toamnă va fi nevoit să se angajeze ca practicant la tribunalul din Botoșani. Rigorile unei activități pline de rutină nu îi pot fi pe plac unui adolescent, astfel că, în căutarea aceleiași libertăți, demisionează din postul de copist și se va alătura trupei de teatru Tardini Vlădicescu, însoțind-o în turnee. În martie 1865, Mihail primește pașaport pentru trecerea în provincia istorică a Bucovinei și se va înscrie la Liceul German din Cernăuți, perioadă în care va fi găzduit de profesorul de limba română Aron Pumnul, fiind și îngrijitor al bibliotecii acestuia. Un an mai târziu, la trecerea prematură la cele veșnice a profesorului, recunoscătorii săi elevi au tipărit broșura Lăcrimioarele învățăceilor gimnaziști, în care Mihail Eminovici, la numai 16 ani, semna poezia La mormântul lui Aron Pumnul. Anul 1866, cel al primelor manifestări literare, avea să fie încununat prin debutul său în revista Familia, condusă de scriitorul și animatorul cultural Iosif Vulcan, cu poezia De-aș avea, semnând-o sub numele de Mihai Eminescu. Debutul va fi urmat de publicări constante în aceeași revistă ale unor poezii care anunțau prin originala construcție și inedita versificare un potențial poetic nemai întâlnit. Apoi ajunge la București, unde intră ca suflăr și copist în trupa lui Iorgu Caragiale, alături de care a mers în turnee la Brăila, Galați și Giurgiu. După 2 ani îl găsim suflăr în trupa lui Mihai Pascali, unde improvizează pantomime și tot felul de scene dramatice și cu care face alte și alte turnee. E momentul în care începe să facă transcrieri și traduceri de teatru și se apropie de dramaturgia lui Shakespeare, pe care îl citește în original.
De altfel, întreaga sa operă viitoare de dramaturg va conține elemente teatrale inspirate din opera marelui Will, pe care îl diviniza. Acești ani de periplu prin țară, în care tânărul și-a luat viața, destinul, în propriile mâini, au fost decisivi pentru a cunoaște îndeaproape viața, păsurile, idealurile, limba și obiceiurile românilor. Tânărul creator Eminescu are o perioadă literară intensă. Scrie poezii, publicate în revista Familia, concepe drama Mira, proiectează romanul Geniu Pustiu și traduce din literatura germană. Însă timpul pe care îl alocă turneelor îl împiedică să ducă la bun sfârșit lucrările începute, așa încât decide să pună capăt călătoriilor, stabilindu-se la București. Un moment important pentru el, pentru că aici îl va cunoaște pe Ion Luca Caragiale. Ca să aibă din ce trăi, s-a angajat ca suflăr și copist la Teatrul Național, Teatrul cel Mare, așa cum se numea atunci. Avea doar 19 ani. Decebal. Fragmente dramatice de Mihai Eminescu. Apropierea de teatrul profesionist este terenul pe care se fundamentează creația sa dramaturgică, prin care va îmbogăți substanțial repertoriul dramatic național prin drame, comedii și, mai cu seamă, prin monumentalele și inconfundabilele sale piese cu filon istoric. Toate se desfășurau într-o efuziune creatoare pe placul lui, însă urma să vină momentul în care se va pune problema continuării studiilor. Dusese o viață de peregrinări, privită cu nemulțumire de părinți, dar toate aveau să fie trecute cu vederea și, împăcându-se cu familia, obține de la tatăl său sprijinul financiar necesar pentru a pleca la Viena spre a urma cursuri universitare. Ajuns acolo, fericit, în ziua de 2 octombrie 1869, se va înscrie la Facultatea de Filosofie, doar ca simplu auditor, pentru că nu avea diploma de bacalaureat. Adolescentul se transformă într-un tânăr frumos, tainic, visător. Pentru el, Viena a fost nu doar un loc, ci și un timp. Un loc cu o identitate concretă, cu o cultură dinamică, ce l-a ajutat să cunoască într-o perioadă scurtă valorile culturii europene. Un timp în care personalitatea lui se metamorfozează într-un corpus romantic, cu o arhitectură labirintică, în care ființa umană îi corespunde demiurgului. Ideea europeană eminesciană, care va irumpe mai târziu în opera sa, are un impact aparte și azi, când ne aflăm sub semnul acut al unei europenizări care își caută un traseu limpede. Scrierile lui de poezie, proză, dramaturgie sau publicistică îl arată a fi un romantic care a susținut fără prejudecăți orientarea culturală a poporului român spre universul spiritual european. În mediul universitar vienez l-a cunoscut pe Ioan Slavici. Împreună cu el și cu alți tineri din Transilvania și Bucovina, va activa în societatea România Jună. Este perioada în care, pe lângă setea de cultură și activitatea literară, a abordat și o tematică sociopolitică, nouă în preocupările sale, prin care s-a concentrat pe situația politică a românilor și a altor naționalități conlocuitoare din Austro-Ungaria, mărturie în acest sens fiind articolele publicate în Federațiunea. Tot atunci se va înfățișa perspectiva colaborării cu junimiștii și cu revista Convorbiri Literare. În aprilie 1870 îi va apărea poezia Venere și Madonna și în august Epigonii. Un an mai târziu, România Jună își va alege conducerea, Slavici devenind președinte, iar Eminescu bibliotecar. 15 august 1871. Prima serbare a studenților la Putna. De ce acolo? Pentru că mănăstirea Putna, ce adăpostește de secole mormântul lui Ștefan cel Mare, s-a dovedit a fi locul ideal pentru a sărbători românitatea.
personalități de seamă din intelectualitatea de origine românească, luptau deja pe plan politic și religios, atât la nivel local, cât și în capitala Imperiului Austro-Ungar, pentru păstrarea identității de neam, limbă și credință. Este posibil ca de atunci să fi început supravegherea lui de către poliția secretă habsburgică. În orice caz, în toamnă, după o suspectă exacerbare a unor opinii contradictorii în cadrul României June, Eminescu va demisiona, împreună cu Slavici, din comitetul de conducere. La puțin timp după aceea va debuta ca publicist în ziarul Albina din Pesta, în care Titu Maiorescu avea să scrie despre meritele sale literare, caracterizându-l ca fiind un poet în toată puterea cuvântului. În anul 1872, lui Eminescu îi se publică poeziile Înger și Demon și Floarea albastră. Pleacă la Berlin, unde s-a înscris la universitate pentru a audia cursurile de filozofie, istorie, economie și drept. Poetul a studiat temeinic marile sisteme filosofice ale epocii sale, filozofia antică, principalele sisteme de gândire ale romantismului, teoriile lui Schopenhauer, Kant și Hegel. Pentru a se putea întreține, s-a angajat la consulatul român de la Berlin, condus de Theodor Rossetti, fratele doamnei Elena Cuza, care avea să-i asigure apoi o mărire de salariu pentru a-și susține pe mai departe șederea aici. În această perioadă a început să prelucreze crâmpeie din folclorul românesc, așa cum se angajase în urmă cu câțiva ani, iar activitatea sa creatoare va include poemul Călin, File de poveste, și mai ales Luceafărul. Cobor în jos, luceafăr blând alunecând pe rază, pătrund în codru și în gând, norocul luminează. Început în 1873, poemul Luceafărul, cel mai cunoscut text poetic eminescian, va fi publicat în fapt abia 10 ani mai târziu în Almanahul Societății Studențești România Jună din Viena. După publicare, poemul va fi preluat imediat de revista Convorbiri Literare. Cel mai lung poem de dragoste din lume se va naște într-o perioadă în care Eminescu se afla într-o febrilă căutare a unui ideal feminin către care inima și mintea sa tângeau. Despre dragostea pentru poeta Veronica Micle s-a vorbit și s-a scris mult, dar dincolo de detaliile siropoase, această întâlnire n-a fost una trecătoare, ci pentru veșnicie. În primele luni ale anului 1874, Eminescu a purtat o corespondență consistentă cu Titu Maiorescu, care îi sugera să-și obțină doctoratul în filosofie pentru a fi numit profesor la Universitatea din Iași. Se va întoarce însă în țară după numai două semestre, fără să se prezinte la vreun examen. Va sta în Iași, unde a fost numit director al Bibliotecii Centrale. După o vreme, este numit revizor școlar pentru districtele Iași și Vaslui. Cu o situație materială precară, având din acest motiv și probleme cu familia, va primi postul de corector și redactor la gazeta Curierul de Iași, unde a redactat numeroase rubrici, dar pe care nu le-a semnat. Zilele îi erau însă luminate de dragostea pentru Veronica Micle, deși aceasta era căsătorită, și de tot mai strânsă prietenie cu Ion Creangă, pe care îl va prezenta junimiștilor cu entuziasm. Dacă Eminescu n-ar fi existat, nici despre Creangă nu s-ar fi vorbit. Din impresionanta prietenie dintre cei doi s-au născut amintirile din copilărie, fără de care literatura română ar fi fost văduvită de o capodoperă a genului memorialistic. În 1877, anul războiului de independență, va reveni în București, unde cu ajutorul lui Maiorescu va deveni redactor la ziarul junimist Timpul, unde va desfășura o activitate publicistică intensă și de înaltă calitate intelectuală. Doi ani mai târziu, soțul Veronicei moare și Eminescu îi scrie acesteia să vină la București, unde vor face planuri de căsătorie, care se vor dovedi irealizabile.
Viața lui sentimentală, ardentă, pătimașă, dezvăluie două atracții opuse, Veronica Micle și Mite Kremniț. Pe cea din urmă o va cunoaște pe vremea când a devenit redactor la Timpul. Căsătorită cu doctorul Wilhelm Kremniț, medic al regelui Carol I și cumnatul lui Titu Maiorescu, Mite devenise doamna de companie a reginei Elisabeta, iar talentul ei de scriitoare și traducătoare i-a înlesnit intrarea în lumea intelectuală a Bucureștiului. Așa va ajunge să participe la întâlnirile de la Junimea, unde îl va cunoaște pe Eminescu. De aici și până la scurta, dar intensa lor poveste de dragoste, nu a fost decât un pas. Mite Kremniț va fi cea care va traduce magistral în limba germană câteva dintre poeziile lui Eminescu. Urmează alți câțiva ani bogați din perspectivă literară, care vor cuprinde și apariția celor cinci scrisori. Au prezentul nunii mare, n-o să-mi dea ce o să cer? Expresia artistică a gândirii social-estetice a lui Eminescu, scrisorile încununează protestul său romantic împotriva falselor valori, a lipsei de idealuri, a viciilor societății contemporane, vorbind despre un Eminescu iubitor de dreptate și adevăr. 1883 este anul în care îi va apărea volumul Poezii, singurul apărut în timpul vieții, cu o prefață și texte selectate de Titu Maiorescu. Nu se poate vorbi despre Eminescu făcându-se referire doar la poeziile sale. Ar fi nedrept, căci geniul său literar a făcut ca paginile manuscriselor să se umple și de inegalabile scrieri în proză. Sărmanul Dionis, Cezara, avatarii faraonului Tla, ca de altfel și timpuriul geniu pustiu, reflectă magistral marile teme eminesciene, dovedind un spirit creator plurivalent. Timpul adolescenței turbulente, dezordonate, la hotarul vagabondajului, uneori, apoi perioada tinereții, cu viața haotică și afectată de lipsuri materiale, îi vor șubrezi sănătatea iremediabil. Suferințele lui, boli incurabile pentru epoca aceea, îi vor măcina ultimii ani de viață. După mai multe internări în spitale, alternate cu o activitate literară normală, în iunie 1883 au apărut primele semne de alienare mentală, fiind internat în sanatoriul doctorului Suțu de pe strada Plantelor din București. În octombrie, poetul va fi trimis de prieteni la Viena și internat în sanatoriul de la Oberdöbling. În februarie 1884 a fost declarat sănătos, medicii vienezi recomandându-i să facă o călătorie în Italia. Timp de 6 săptămâni, cu un ajutor material substanțial de la prietenii săi, a vizitat sudul Alpilor, Veneția, Padova și Florența. Întors în țară, în 1884, a fost numit în postul de sub-bibliotecar al Bibliotecii Centrale din Iași, dar după doar 3 luni se va îmbolnăvi din nou, fiind internat la spitalul Sfântul Spiridon. Revenindu-și, va continua slujba la bibliotecă și va preda la școala comercială. În vara lui 1886, bolile reapar și, în urma unui consult medical, va fi transportat la ospiciul de la Mănăstirea Neamț, de unde, în primăvara următoare, va fi mutat iarăși la Spitalul Sfântul Spiridon. După alte câteva luni, Eminescu va pleca la Viena cu recomandare de tratament, dar la 1 septembrie 1887 revine la Botoșani, unde va sta sub îngrijire medicală. Ca urmare a insistențelor Veronicăi Micle, poetul se va muta definitiv la București, unde își va recăpăta din puteri și va relua timid activitatea literară, pentru scurt timp însă. Căci la începutul anului 1889, va fi internat la Spitalul Mărcuța și mai apoi la Sanatoriul Caritas. După 4 luni, pe 15 iunie 1889,
În zori, la ora 3, aflat în sanatoriul doctorului Suțu, avea să plece la cele veșnice. În acea zi, Titu Maiorescu nota în jurnalul său: astăzi a murit Eminescu în Institutul de Alienați, de o embolie. Luceafărul poeziei românești, poetul nepereche. Nu se cunoaște motivul exact care a dus la decesul său. Unele dintre bolile puse pe seama sa de anumiți medici s-au dovedit în timp fanteziste. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Purul tânăr, înfășurat în manta-mi, ochii mei înălțam visători la steaua singurătății. Înmormântarea va avea loc la cimitirul Belu. Sicriul este purtat pe umeri de 4 elevi de la școala normală de institutori, poetul fiind înhumat, cum și-a dorit, la umbra unui tei. Influențând o întreagă direcție a culturii noastre, Mihai Eminescu a așezat în forme noi spiritul creator românesc, el fiind convins că literatura europeană, care o cuprinde și pe cea românească, desigur, și-a condiționat modernitatea pe curentele care anunțau marea revoluție culturală a Europei. Asupra europenității și universalității lui Eminescu, numeroși critici s-au pronunțat în articolele și studiile pe care i le-au dedicat. Eminescu nu este numai un poet de geniu, este ceva mai mult, spunea criticul și istoricul literar Garabeti Brăilean. El este cel dintâi care a dat un stil sufletului românesc și românul în care s-a făcut fuziunea cea mai serioasă, fuziunea morală a sufletului dacoromân cu cultura occidentală. El, vagabondul, lipsitul de diplome școlare, feciorul lui Gheorghe Eminovici de la Ipotești, este eroul culturii noastre moderne. Vreme trece, vreme vine, toate sunt vechi și nouă, toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate.